Căsuța din oală, poveste populară. În mijlocul unei câmpii era o oală. Dar nu era o oală obișnuită, ci una mare cât un butoi. Prin apropiere nu era nicio casă. Prin câmpie nu trecea niciun drum. Cum a ajuns oala acolo? Nimeni nu știa. Într-o zi, un șoarece a văzut oala. El s-a apropiat tiptil prin iarbă. Oala asta ar fi o casă foarte bună! Șoarecele a dat curios din mustăți. Casă, căsuță, cine stă aici? Din oală, niciun răspuns. Șoarecele s-a uitat în oală, dar nu a văzut pe nimeni. Două albine stăteau pe o floare. Voi știți cine locuiește aici? Albinele au dat din antene. Nu știau. Atunci aceasta va fi casa mea. Și șoarecele a intrat în oală. După o vreme a trecut pe acolo o broască. Broasca a văzut oala și a țopăit spre ea. Casă, căsuță, cine locuiește aici? Eu, șoarecele, dar tu cine ești? Eu sunt broasca, pot să stau și eu în casa aceasta. Da, i-a răspuns șoarecele. Grozav, e mai bine decât pe lac, a zis broasca bucuroasă. Broasca a sărit în oală, era destul loc în noua casă. Apoi a apărut un iepure. A văzut oala răsturnată și a ciulit urechile. Casa, căsuță, cine locuiește aici? Din oală s-au auzit două glasuri. Suntem șoarecele și broasca. Tu cine ești? Eu sunt iepurele. Pot să stau cu voi? Oala mă va feri și de ploaie și de soare. Da, intră! Iepurele a sărit și el în oală. Acum, în oală trăiau șoarecele, broasca și iepurele. Într-o zi, lângă casa lor s-a oprit o vulpe. Vulpea văzuse oala tocmai de la marginea pădurii. Casă, căsuță, cine locuiește aici? Noi, șoarecele, broasca și iepurele. Tu cine ești? Eu sunt vulpea. Aveți loc și pentru mine? Da, avem, au răspuns șoarecele, broasca și iepurele. Mulțumesc, a zis vulpea, dând din coada ei roșcată. Vulpea a intrat în oală. În casă era loc pentru toți. Într-o zi, lângă oală, a venit un arici. El căuta ciuperci. Casă, căsuță, cine stă aici? A întrebat ariciul. Noi, șoarecele, broasca, iepurele și vulpea. Tu cine ești? Sunt eu, ariciul. Pot să stau cu voi? Desigur, dar ai grijă la țepi. Mulțumesc, a spus ariciul și a intrat în oală. În casă trăiau acum 5 animale. Într-o zi, lângă oală a ajuns și lupul din pădure. Casă, căsuță, cine locuiește aici? Noi, șoarecele, broasca, iepurele, vulpea și ariciul. Tu cine ești? Eu sunt lupul. Pot să stau și eu cu voi? Sigur, a răspuns șoarecele. Iar lupul a intrat în casă. Oala era foarte încăpătoare. Animalele erau fericite. Într-o zi, lângă casa lor a apărut ursul. Ursul era obosit. Umblase toată ziua după mure, dar degeaba. Nu găsise nici stupi cu miere de albine, nici măcar o alună. Când a văzut oala, ursul a vrut să se odihnească. Nu știa că e casa cuiva. Ursul s-a așezat pe oală ca pe o buturugă, dar prrrr, trost! Lupul, ariciul, vulpea, iepurele, broasca și șoarecele au fugit speriați.
din oală au rămas doar cioburile.